Salutare! Suntem la lacul Bucura. Astăzi o facem un traseu către vârful Retezat. O să plecăm prin stânga lacului pe marcajul cu bandă albastră pentru o bucățică scurtă, după care continuăm în stânga pe marcajul cu bandă galbenă până la vârf.
Ce traseu frumos! Am coborât de pe vârful retezat care este în spatele meu, înconjurat de ceață. Traseul a dus pe bandă galbenă, durează cam 3 ore. Noi am făcut în jur de 4 ore pentru că am făcut foarte multe pauze ca să admirăm peisajele. Traseul este fabulos, unul dintre cele mai frumoase pe care l-am făcut și îl recomand cu toată încrederea. La coborâre o să urmăm marcajul cu dungă roșie până la racul Bucura și în felul acesta o să trecem și pe la vârful Bucura.
Am coborât de pe vârful Bucura, deja în spatele nostru se vede lacul Bucura. O să continuăm puțin în dreapta până la curmătura Bucurei, după care coborăm spre lac unde avem cortul. Hai la munte!